Sunt atâția care vin în România în perioada asta, dar pe noi ne chine snobismul. Există, da, o taxă pe snobism. Recunosc că și mie îmi place să călătoresc. Enorm, fraților, enorm. Dacă aș putea să petrec vreo 3-4 vacanțe pe an pe undeva, aș fi cu adevărat fericit. E adevărat însă că toată povestea asta cu pandemia, pe care nu o contest absolut deloc, ne strică planurile. Cu atât mai mult cu cât se tot schimbă regulile, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Ce nu înțeleg însă este de ce unii dintre noi simt nevoia să plătească o taxă mult prea mare pe snobism sau pe fițele pe care doresc să le facă, nu știu, cu excursii, nu știu pe unde. Eu sunt siderat când văd că de vreo 2 săptămâni încoace, românii continuă să se îmbulzească spre Grecia, deși este evident că grecii schimbă regulile și nu stau să contest dacă pe drept sau pe nedrept, deși după anumite postări judecând, grecii tratează cu dublă măsură, că pe aia cu numere de prin Germania, de exemplu, lasă în pace și pe ăștia cu numere din România îi tot șicanează și așa mai departe. O fi, n-o fi adevărat, nu știu. Cert e că abundă internetul de toate frustrările voastre și eu vă întreb, de ce vreți neapărat să mergeți acolo? Știu ce o să-mi spuneți, pentru că în Delta, în România, de exemplu, găsești câte o pensiune mai de Doamne ajută, dacă care ți-a 700 de lei pe noapte. Așa o fi. Eu vă întreb însă pe voi, pachetul vostru din Grecia, cu motorina voastră, cu mâncarea voastră, cu umilințele, cu testele făcute și refăcute de 1000 de ori și plătite de voi, cam la ce preț ajung? A, veți spune, da, sigur, dar la Grecia e mai frumos, condițiile sunt mai drăguțe pe insulele lor. Nu neagă nimeni chestia asta. Eu stau și vă întreb însă, măcar o dată, să spunem, în acest nenorocit an 2020, cu pandemia lui cu tot, nu v-ați gândit să încercați să rămâneți puțin prin țară, măcar să experimentați puțin țara asta? Să mai lăsați un bănuț în stânga și în dreapta și în România. Sunt atâția care vin în România în perioada asta, dar pe noi ne chine snobismul. Există, da, o taxă pe snobism. Există o taxă pe toate fițele de pe lumea asta. Englezii spun, nu, good things cost money, adică lucrurile bune costă. E adevărat, costă. Nu știu exact cât costă toată umilința asta pe care tot voi o vărsați după aia în internet. Pentru ce? Puteți să mergeți la anul în Grecia, poate ați fost și anul trecut. Eu pur și simplu nu înțeleg de unde și până unde încăpățânarea asta de a vă lăsa umiliți pe banii voștri, mai ales de alții. Adică, nu știu, pur și simplu nu înțeleg. Evitați dacă în România nu vă place nu știu care destinație pentru că e nu știu cum. Și sunt de acord cu voi. Litoralul românesc te jecmănește în raport cu, nu știu, litoralul bulgăresc, de exemplu, pentru că raportul între calitate și preț de cele mai multe ori e mărșav. E adevărat că nici în Delta lucrurile nu stau bine, nici pe la munte nu găsește întotdeauna ce ai vrea. Dar eu vă spun doar atât. Sunt atâția vloggeri, bloggeri, influenceri de toate felurile de prin România care încearcă să vă arate, și nu numai din România, care încearcă să vă arate și niște chestii românești. Nu știu, mai gândiți-vă înainte să ne lăsăm atât de iute și de rapid călcați în picioare. Poate merită să dați măcar în 2020 un bănuț și pe acasă.